bune sau cu rele, apicultorii români caută cum știu ei mai bine să-și mențină afacerile. Pentru majoritatea, de multe ori, singura motivație rămâne faptul că fac apicultură, în primul rând, din pasiune. Cum este și cazul lui Andrei Zota din județul Vrancea. Pentru că este o afacere de familie, ferma sa apicolă reprezintă pentru el un efort care merită toate greutățile de peste an. Povestea din spatele muncii albinelor, dar și obstacolele întâlnite pe un drum lung spre profit, vă invit să le aflați din interviul următor. Este o afacere de familie, să spunem. O afacere destul de mică, v-am zis, cu o tradiție îndelungată. Punem minimă în ceea ce facem, rezultatele se văd. În timp, cine are răbdare poate să reușească să facă lucruri deosebite. Oamenii, fără prea multă reclamă, încep să se obișnuiască cu produsele văzând că sunt de calitate și cei care le produc dovedesc o seriozitate și ne caută. Și unde le vindeți? Târguri, expoziții, piețe, deocamdată aici. Încercăm să facem pași, ci drept destul de timizi în partea de apicultură bio și tot ce înseamnă, zic eu, birocrație. Ziceți timizi, așa? De ce sunt timizi? Sunt destul de greoi, să știți. Când vrei să faci ceva, da, să știi, birocrația e destul de înfloritoare la noi, dar ne-am obișnuit noi cu ea. Ea nu va dispărea niciodată, noi ne-am obișnuit cu ea și până la urmă o să dovedim că produsele care le avem sunt de calitate și merită certificate în toate domeniile posibile. Că ce vă este cel mai greu în afacere? Ce vă pasă cel mai mult? Cel mai mult, cred că majoritatea agricultorilor, din păcate, s-a trecut de la problema producției la problema desfacerii. Desfacerea este cea mai grea. Ce să vă zic, sunt cheltuielile din ce în ce mai mari, suferim și noi, cum suferă toată lumea perioada asta. Țăranul român tot la postura lui a rămas unde a fost și acum 50 de ani și acum 100 de ani. Ușor, ușor, poate o să ne mai educăm și noi, poate aici e vina noastră, că nu suntem suficient de educați și să fim un pic mai impulsivi pe piață. Și ar trebui să fim un pic mai mult uniți. E foarte greu. După anii care au fost de comunism și probleme care apar financiare, lipsa de încredere este destul de puțină și nu a reușit să ne unim suficient de mulți ca să fim o putere economică. Că societatea din ziua de azi de partea economică ascultă și nu de altceva. Vă văd totuși un pic optimist, să spunem, nu? Adică aveți gânduri și pentru viitor. Da, afacerea o să vă meargă în continuare când trudiți pentru ea. Ce planuri aveți? Planul meu numărul 1 este un băiețel de 5 ani și jumătate care mă așteaptă acasă și sper să aibă și el stupi și să-i placă. Deocamdată este foarte încântat de albinuțe, îi place foarte mult polenul, mierea, este foarte, foarte încântat. Sincer, munca în agricultură este foarte grea. Nu neapărat că îmi doresc să ducă meseria mai departe, să ocupe numai de treaba asta, dar pe lângă ce o să facă, ce l-a ajutat Dumnezeu, se ocupe și de apicultură, că e un domeniu nobil, zic eu, agriculturii și a zootehniei românești.